Un eveniment științific de mare anvergură se va desfășura în perioada 19 mai în județul Hunedoara. Este vorba despre conferința internațională Avram Iancu, 200 de ani de la naștere, Omul contemporanii, epoca. Eveniment organizat de Consiliul Județean Hunedoara prin Biblioteca Județeană Ovid Densușanu Hunedoara Deva, în parteneriat cu Academia Română și Institutul de Istorie George Barițiu din Cluj-Napoca. Județul Hunedoara este singurul din țară care a inițiat o astfel de manifestare dedicată anului bicentenar Avram Iancu, erou al națiunii române. Deschiderea conferinței internaționale va avea loc mâine 9 mai la ora 9 la Teatrul de Artă din Deva, Sala Mare, iar susținerea lucrărilor vor fi găzduite de Consiliul Județean Hunedoara în sala de ședințe și sala mică. În cadrul evenimentului, cunoscuți oameni de știință români și străini din Austria, Franța, Germania, Italia, Marea Britanie, Moldova, Serbia, Statele Unite ale Americii și Ungaria vor prezenta comunicări legate de personalitatea complexă a lui Avram Iancu, de epoca plină de frământări în care a trăit și a luptat, de contextul intern și internațional al anilor 1848-1849, în care au avut loc evenimentele revoluționare din Transilvania, evenimente ce l-au avut în centru pe acest însemnat erou al neamului românesc.